A fost alertă la metrou în această după-amiază. Un incendiu a izbucnit pe tunelul dintre stațiile de metrou Unirii și Universitate. Cauza, o plăcuță de izolație de pe șină a luat foc. Călătorii au simțit un miros puternic de fum și au alertat imediat autoritățile. La fața locului s-au deplasat pompierii care au intervenit cu mai multe autospeciale. De asemenea, oamenii au fost evacuați de pe peron. În cele din urmă, incendiul a fost stins și avaria remediată. Aproximativ o oră, circulația cu metroul a fost blocată.